Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un episod din seria noastră minunată de Skywars aici pe Epic. Să fraților, haideți să le arătăm acestor băieți cum se joacă Skywars cu adevărat, chiar dacă n-am așcat de vreo 5 zile sau ceva de genul, nu contează, frate, sper să nu dăm prea multe feluri. Totuși este 3 dimineața, 3 fără 10 dimineața, 3 fără 8 minute, ca să fiu mai sincer. Și bineînțeles, înainte de a începe, aș aprecia foarte mult dacă fiecare dintre voi ați apăsat acel buton de like, frazor, mai ales că este weekend, știu că voi uitați acest script și ar fi super, super genial dacă am strânge acolo foarte multe like-uri, dacă vreți, bineînțeles, să continuăm să postăm câte un clip de scoruri în fiecare zi. Și nu uitați că în această seară, începând cu ora 20 de copsară, o să avem un mare live stream pe YouTube, aștept pe toți acolo, care ar fi super, super tare să petrecem așa o duminică foarte frumoasă cu toții, frate, un sfârșit de duminică foarte, foarte fain. Am și pasiune de swimness, pasiune de viteză, tipul ăla încearcă să construiască către mine. Și acum dă cu de toate. Și acum l-am împins. Hihi, get shrek, mate. Și tu ceva, boss. Și omul ăsta așteaptă, lol. Tocmai am făcut o găină lângă el. Bă. Bă, frate, nu-i înțeleg pe ăștia, adică de ce? De ce să faci asta, de ce? Na, na, și ce faci acum, boss? Ești fericit? Eu am ajuns la mid și tu stai și stai cu o... Păi vezi diferența între noi doi? Și acum o să te împing. Lol, nu l-am împins, incredibil. De ce? Deci, cum naiba n-am reușit să-l împing acolo în voi? Nu contează, frate. Bine că, uite, am ajuns la... Hei, tu mai ai puțină viață. Bam, am scăpat de tine. Super tare, avea și carte. Frate, de ce nu-și folosesc ăștia cărți? Nu înțeleg. Deci de mult... Aaa... Banul nostru pentru pe el. Știi ce facem? Stai mai așa să facem noi aici. Bam, direct pe buți. Pun mare protection 3. Și îmi fac... Nu fac nimic pentru că ghiciți ce n-aveam sabie cu sharpness. Am crezut că sabia pe care o folosesc avea sharpness. Ghiciți cine are deja iteme full. Easy. Și ăștia sunt sus. Aia dacă nu sunt sus, mă duc eu, aud un blaze. În apropiere, înseamnă că este cineva aici. I-am bătut blaze-ul frumosului. Astea sunt luate, sunt luate. Nu vreau să stau foarte mult pe margine pentru că poate mă trezesc cu un rod peste ceafă sau un bulgăre peste ceafă sau mai știu ce. Uite-l pe ăsta. Deci ăsta este sub mine, mai sunt doi. CMAB01 și Salinas TV. Postul de televiziune Salinas. Îmi place. Au. Și uite cum mi-a dispărut cele două inimi suplimentare într-o secundă. Unde-ți mă, ăștia ești nebun? Ia uite-l mă, frate, ce faceți mă, băieți mă? Ce faceți voi acolo? Fericiți? Bine? Toate cele? Papa? Papa? Și nu omori niciunul, ghiciți ce? Nu vreau să mă împingă? Bă, frate, ești nebun? Hai, mai dă-i tu cu arcul ăla. Aha, acum fugi. Fugi, firea aia al racului să fii. Acum fugea omul ăsta, ești nebun. Deci până acum aveam multul pe ușă și acum fugi. Păi ce facem noi aici? Ori suntem șmecheri până la capăt, ori nu mai suntem, nu? Și ăla cred că construiește pe acolo, pregătește o capcană, nu știu ce mama măsii face. Ia uite, lol. Salut. Ce faci? Încântat de cunoștință. Hei, mamă cât de în forță am început. Chiar dacă este 3 fără 5 dimineața, frate, văd că ne descurcăm și facem treabă bună aici. Frate, am câștigat prima arena, adică deja suntem bazați. Vă dați seama că și pe level de disar o să nu ceva scăruri, deci vă aștept acolo un număr cât mai mare. Arcul. Hai repede, că aici de obicei ți-e mare rush, dacă... Sau se boostează ăștia la mid cu fel și fel de TNT-uri. Pentru că nu există altă metodă și omul a căzut în void, doamne. Nu există altă metodă de a te boosta la mine, nu? Decât cu TNT-uri, nu? Ah, nu înțeleg pe ăștia, frate, e atât de Allahu Akbar. Oamenii nu realizează că, de fapt, e destul de aiurea să încerci să faci chestii de ciuri. În fine, treaba lor, frate, fac ce vor, până la urmă. Salut, ce faci? Sunt eu, Andrei, Zuza Andrei, cel care tocmai te-a bătut. Ți-am luat sabia, ți-am luat și itemele, ți-am luat și pusul de regen, bineînțeles. Ok, power 1 frumos, încă 4. Bine că nu m-a văzut niciunul. M-am grăbit așa. What? Zoate toate cuferele? Nu, no, a fost unul deja la mid care... Mă bate cineva invizibil, ești nebun? Dude. Dude, îți bagi de mine?
A, lol, mă bate ăsta care mă bătea din altă parte. Mă mai bate unul invizibil, ești nebun? Dă cineva invizibil în mine. E cineva invizibil aici. Uite, îl bate cineva invizibil, ești prost? M-a bătut cineva invizibil. Dude, te caci în el de Skywars. F3-a. Am dat un mare F3-a. Nu, lol, a dat cineva, uite, perla aici. Și nu-l văd, e bugat. Omul ăla câștigă jocul pentru că este invizibil. Nu știu dacă tipul ăsta îl vedea, dacă Dangiro. Nu știu dacă îl vedea, uite. Nu, uite, îl bate un invizibil. Cum îl cheamă, frate? Nu știu, e puii mei. Very great game. What the fuck, you were fucking... Nu mai, nici n-am mai apucat să scriu. Frate, tipul ăla era invizibil, ești nebun? What? Doamne, ce bug de căcat. Doamne, de ce? Deci totul mergea atât de bine, aveam iteme frumos. Tipul ăla dădea foarte puțin damage, nu i-a zis și voi, adică nu îmi lua foarte mult, cât îmi lua o inimă, pe hit jumătate de inimă, ceva de genul, oricum, infim, foarte, foarte puțin, dar nu-l vedeam. Nu am cum să mă bat cu ceva pe care nu văd. Și oricum dădeam acolo în toate direcțiile, dar nu cred că-l nimeream, sincer să fiu. Adică degeaba mă strădeam, că oricum nu, cred că îi dădeam damage, că omul era imun, știi? În fine, foarte, foarte aurea, asta este, frate, ne-am bătut o fantomă, ne-am bătut un om invizibil. Ah, de ce? De ce mi se întâmplă numai mie? Nu mai contează. Punem envelul aici, buții. Hopa, 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 hopa. Bun. Nu, a fugit envelul. L-am luat? L-am luat. N-a mai fugit envelul, s-a întors înapoi la taică-su. Eu stai tu, bă, envelule. Ok, nu, salut. Omul fuge de mine și gen, eu n-am iteme, adică... Lol, omul fuge de mine și eu n-am pantaloni și am și sabie de piatră, adică am niște iteme de căcat, teoretic oricine mă poate bate acum. Deci absolut oricine mă poate bate pentru că n-am pantaloni, am sabie nașpa, am ghiru nașpa. Bine, oricine dacă nu împing în void. Și oricine dacă n-are kill aura, cum dă tipul ăsta toate hiturile în mine. Bineînțeles, a, ăla care a fost mai devreme. Deci, de ce nu mă mir, frate? De ce nu mă mir? De ce nu mă mir? Yay! Mai devreme un tip invizibil, acum tipul ăsta care cel mai probabil 99% avea kill aura. Ați văzut și voi cum se uita în creierul meu aici și prindea toate hiturile. Oh, da. Frumos, nu știu. Interesant. Sabe bună, știu, deja și-au dat rush. Și am full item. Bun. Asta este arena în care trebuie să facem treabă, frate. Trebuie să-i batem pe ăștia. Nu s-a promis sau am auzit? Am auzit ceva deasupra. E oricum, acum chiar dacă este cineva acolo, poate să vină. You can come. Yes, you can come. Help me. Come help me, bro. Opa. Salut! Salut, tip, papa. S-a dus săracu, tip. A fost o persoană bună. Asta este, se mai întâmplă. Opa. Și avem și o putune de speed. Azi mâncăm repede mărul. Putuna asta de speed. Încă o putune de speed, super tare. Dacă mai vine unul acolo. Și gen, nu vreau să mă împingă în voi sau ceva. Dar vreau să mă asigur că și cofrele alea sunt goale, gen că nu sunt iteme foarte bune. Protection 4. Protection 4, ok, mă pun de cu Projectile Protection. Bă, frate, las pe ăștia să se bată pentru că încă sunt iteme de la mid. Știi? Uite, încă sunt foarte multe cufere care nu au fost zoate. De fapt, cred că ăsta este singurul care n-a mai fost zoat. Yep. Restul cred că au fost zoate. Salut! Ce faci? Bine, fericit. Cum e viața pe acolo pe la tine? Mori? Fugi? Ah, bam, l-am luat pe fire. Ok. Ok. Ați venit ce item am avea prietenul nostru? Our friend. Nu, stai să pun pe asta întâi. Și avem Sharpness 2. Și mai sunt doi tipi. Tubas MC și Fifth Wave. Fifth Wave. Salut. Omul care încearcă să dea în mine cu arcul. Fraiere, te fac când vrei tu la arc. Și acum aș putea încerca să mă duc pe el. Mai are jumătate de viață. Chiar puțin în viață mai are. Și chiar asta fac, mă duc pe el. Fie antena. Lol, ce-o...
Am bătut. Deci l-am bătut atât de repede, nici măcar n-am apucat să mă împingă fraierul. Haha, fraiere. Nu te pune cu nenea Andrei că... Uite ce pățesc și mai este Tubas MC. Frazor, încă o dată vreau să nu uitați, dați și pe acolo multe, multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri de Skywars am pe canal și anume în fiecare zi. Eu nu înțeleg unde mama măsii este acest Tubas MC. Tubas Minecraft. Minecraft. Where are you? My dear friend, dragul meu amic, unde ești? Suca. Ei, mă, frate, asta ești nebun. Where are you? Adică m-am cam uitat, gen, văd cam toată mapa de aici și nu-l văd, nu-l zăresc. Cred că se ascunde, e frică? Ți-e frică? Ți-e frică? E frică, cum să-mi fie frică? Când a văzut cum i-am ucis pe ăștia, cred și eu. Lol, astea scheletele lui? Cream că e al meu, frate. Înseamnă că e pe aici, prin zonă. Înseamnă că... Am auzit cum am pus blocuri? What? Nu vreau să stau aici pentru că mă poate minge în... Oh. Omoare antic knockback? What the fuck, deci i-am dat vreo două hituri când era aici și nu luase knockback sau nu știu, pui mei, în fine. Bine că am reușit să-l batem, chiar dacă era codat sau poate nu era codat, nu știu bine că am reușit să-l batem. Mie mi s-a părut, v-am spus că avea antic knockback. A zis și voi la început, când am început să ne bate, i-am dat câteva hituri și nu s-a împins, nu l-am împins absolut deloc, ceea ce este foarte, foarte cringe, frate, nu știu, în fine. Hai să vedem aici, am luat primul cufăr, o sabie de diamond cu enchant. Foarte, foarte bine, un iron chestplate. Full item, așa cum îmi place mie. 4 enchanting. Frumos la băieții. Iron leggings. Bă, frate, uite așa. Ok, 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 ok. Asta, 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 asta și arcul pe care îl punem aici. Super tare. Altceva? Nu, cred că ne mai trebuie. Ia uite-l pe ăla. Nu prea târziu deja, că deja a sărit la mid. Ia uite-l, mă. Salut! Omul credea că nu o să sar. Mă mai împingi mult. Hai, vină un coace. Vină un coace, că am nevoie de itemele tale și o să mă duc înapoi pe insula mea. Lol, uite o găină. Deci a ieșit o găină din noul ăla. O să mă duc înapoi pe insula mea pentru că nu pot să stau acolo să verific itemele, că dacă vine unul și face un spam de... un spam de burger sau de ouă, deja mă împins, știi? Uite așa. Nu. Acum toată lumea este fericită. Potion of strength. E mort, ești nebun. Dacă pot să-l ating, e mort. Aha, suca. LOL. LOL! Ce codat de în cealaltă parte? What? What? Nu, cred că a avut foarte, foarte mare lag. Oricum ar trebui să primească report numai pentru lagul pe care l-a avut. Deci omul nu se uita la mine și dădea în mine. Ați văzut? Omul era în fața mea. Se uita în altă parte și dădea în mine. What the fuck, man? Și ăsta s-a teleportat lângă mine. Adică, no stress, frate. No, respect. Respect, no stress. Bă, frate, toți au lag de aici. Sau pur și simplu este lag așa de la server. Nu înțeleg, frate, dar e foarte jur ce se întâmplă. Nu mai înțelegeți. Ești nebun? Tipul ăsta lua knockback. I-am dat acolo cu și pur și simplu mi-a dat două hituri într-un hit. Ești nebun? Deci mi-a dat mari două hituri într-un hit. Nu știu cum e posibil, dar chiar asta a făcut. Pentru că el este profesionist, frate, el nu se pune cu noi, nu? El este profi. Pro player, bineînțeles. Ok. Ăla se bustează cu TNT-uri, probabil. Hai și cu ultima arena, frazor. A acestui episod. Al acestui episod, aha, nu știu, în fine, prea complicat pentru nenea Andrei, prea complicat pentru mine să pricep așa ceva. Anvil, iron leggings, hopa, diamond pickaxe, shark power 3, bun, let's go, hai că putem face treabă, dacă nu mă împinge tipul ăla. Oh my god, te-am prins! Ce încerca să faci, mâne, nelegiuitule? Aha, și acum am ajuns și tu ce faci?
Omul nu știe că mă uit la el. Vreau să-l omor. Oh, patru inime. Inimioare mele. Lol, a fost cineva la mine de aici? O, aparent a fost. Știți ce fac atunci? Merge repede sus. Sper că a luat numai cufrele de jos. Sper că nu le-a luat pe astea de sus. Oh, și chiar nu le-a luat. Bă, frate, problema este că am o sabie de căcat. Deci am sabie de piatră. Nu prea poți face treabă cu o sabie de piatră. Salut! Pe la trebuie să mă duc. Trei inime are, frate. Mort? Și-a mai venit unul! L-a bătut! Oh my god! 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 Nu mai pot, nu mai pot, prea bun! Fuck! Bam! Speed! Doamne, cineva să mă ajute, prea bun! Nu mai pot! Mai este decât K-Man 1 Max! Oh my god! Nu înțeleg cum am reușit să fac aici toate kill-urile astea, dar... Bine că le-am făcut. Ah, cred că știu. Ia uite-l mă, ce faci, boss? Am toate parcurile și pe solo și pe timp și pe, în fine, pe toate. Și ideea este că după ce omor pe cineva, primesc foarte, foarte mult strength, știi? Deci după ce omor un player pentru 5 secunde sau ceva de genul, primesc strength. Și strength-ul ăla, vă dați seama că m-a ajutat foarte mult la umbră paladin, două hituri cu sabia de piatră, frate. Asta crede că genul o să dea juke în permanență. Salut! No, unde dai tu perla? Oh, l-a omorât perla. No, bă, fraților, cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Săriți acolo cu foarte, foarte multe like-uri dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe episoade. Și ne auzim data viitoare. Ceau, bă. Pa!